Tânărul de 32 de ani din Bengești, Ciocadia, și-a amintit ieri că are o datorie de achitat la magazinul alimentar din localitate și a mers să-și o plătească. Doar că banii cu care voia să-și achite datoria erau falși. Cel pe care tânărul intenționa să-l păcălească este un localnic de 78 de ani. Tânărul a vrut să-și achite datoria de 300 de lei făcute la magazinul alimentar cu banii falși. A profitat de necunoștința bătrânului de 78 de ani din Bengești, Ocadia, și a dat acestuia o bancnotă specimen de 100 de dolari. Bătrânul și-a dat însă seama repede că banii sunt falși și a sunat la 112. La scurt timp, la magazinul cu pricina au ajuns și oamenii legii care au confiscat bancnota. Tânărul s-a ales cu dosar penal. Pe numele suspectului a fost întocmit un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune. Acea bancnotă a fost ridicată pentru cercetări, iar pe numele suspectului s-a întocmit un dosar penal care va fi înaintat la finalizarea cercetărilor unității de parchet competente. Pentru fapta sa, tânărul riscă pedeapsa de minim 6 luni de închisoare.